În aceste zile, instituția prefectului a mutat în sediul Casei de Cultură biroul electoral județean și o parte din angajații Direcției de Statistică. Când au ajuns aici, toți au constatat cu stupoare că în interior e mai frig decât afară. Și cum nu a primit niciun răspuns concret de la directorul Casei de Cultură Vaslui, prefectura și-a protejat subordonații de frig oferindu-le calorifere electrice. Instituția prefectului a închiriat un spațiu în Casa de Cultură. Este frig acolo și pentru că nu se dorește ca reprezentanții biroului electoral județean să sufere de frig, am fost nevoiți să apelăm la surse alternative de căldură. Stația de prelucrare date a biroului electoral județean pentru alegerile parlamentare de 9 decembrie 2012 își desfășoară activitatea în Casa de Cultură la etajul 2, două săli spațioase și bune pentru desfășurarea acestei activități. În cadrul stației de prelucrare își desfășoară activitatea 24 de persoane a Direcției Județene de Statistică Vaslui. Spațiu, deși era rece pentru perioada aceasta, instituția prefectului ne-a pus la dispoziție calorifere electrice pentru încălzirea acestui spațiu. Căperea în care funcționează biroul electoral de circumscripție județeană, după cum vedeți, deși dotată cu calorifere, încălzirea prin centrală, prin termica nu funcționa, motiv pentru care această cameră era puțin friguroasă. Ca urmare a acestui fapt am solicitat ajutorul instituției prefectului a județului Vaslui, care a răspuns prompt solicitării noastre, asigurându-ne 3 calorifere cu ajutorul căreia încercăm să menținem la parametrii optim funcționarea biroului electoral de circumscripție județeană în ceea ce privește încălzirea termică. Fără urme de remușcare că e un slab administrator și oamenii stau în frig, directorul Casei de Cultură are alte preocupări. Să dea afară jurnaliștii care îi pun întrebări incomode. Temperaturile sunt ca cele de afară și așa le veți găsi și în februarie, atâta timp cât noi nu avem posibilități pentru a asigura căldura. De ce nu aveți posibilități? Termica va instala o centrală. Nu. Nu ai față centrală? Nu există central în Casa de Cultură. Nu am nicio datorie la termică. Gata. Mulțumim. N-aveți treabă? Pa, bineînțeles că avem treabă. Merge și faceți treabă. Sper că nu v-am deranjat. Foarte tare. Foarte tare. Da. Casa de Cultură Vaslui, altădată un simbol al orașului, este la un pas de a fi o simplă ruină. În instituție plouă, este mucegai și igrasie, iar clădirea se deteriorează pe zi ce trece.